Conducerea Centrului Județean de Cultură și Creație a găsit o soluție pentru a aduce piese de teatru în fața publicului călărășan, fără a fi nevoie să cheltuiască bani din bugetul propriu. Soluția a fost identificată în urma tăierilor bugetare care ar fi putut paraliza activitatea instituției. Ca proiect de viitor, managerul Georgiana Teodorescu spune că vrea să depună la CNI un proiect pentru construirea unui cinematograf drive-in în zona fostului poligon. Consiliul Județean a aprobat ieri bugetul pe anul în curs. Sumele pe care le-ați primit vă sunt suficiente pentru derularea activităților culturale? Anul acesta este un an deosebit, este un an special, mai ales din punctul de vedere al bugetului, nu doar pentru noi, pentru întreg județul și poate pentru întreaga țară. Sumele sunt foarte mici, sumele alocate pentru evenimente, se duc la o valoare de 343.000 pe tot anul, din care de fapt deja 150.000 au fost banii care s-au cheltuit pe evenimentele desfășurate cu ocazia Zilei Femeii. Dar am găsit o variantă, o strategie, astfel încât să putem să desfășurăm evenimente la Călăraș fără să avem nevoie de bani de la Consiliul Județean. Am contactat diferite companii de teatru care vin la noi, închiriază sala Barbu Știrbei, ne plătesc o chirie, ceea ce pentru noi înseamnă niște venituri, iar ei își încasează banii din vânzarea biletelor. Astfel reușim să desfășurăm și evenimente pentru călărășeni, reușim să atragem și venituri și să nu cheltuim bani pentru organizarea acestor evenimente. Așa se desfășoară toate aceste piese de teatru care sunt programate în următoarea perioadă. La fel s-a desfășurat și concertul cu Direcția 5, care urmează să mai aibă loc încă o dată, deoarece a fost solicitare foarte mare la Călăraș. Și ne dorim să identificăm pe viitor cât mai multe companii de teatru sau de organizări de evenimente cu care să putem colabora în acest fel. Dacă ar fi să vorbim despre proiecte de viitor, ce intenționați să faceți? Mă bucur că mi-ați adresat această întrebare, deoarece avem un proiect de viitor, un proiect drag. Avem de gând să facem o solicitare, un proiect pentru accesare de fonduri la CNI, prin care să reușim să dezvoltăm un cinematograf în aer liber, un cinematograf drive-in. Am identificat deja cu ajutorul Consiliului Județean Călăraș un teren care poate să ne fie pus la dispoziție. Sperăm ca în prima ședință de Consiliu domnii consilieri județeni să aprobe ca acest teren să treacă în administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, pentru că acolo dorim să dezvoltăm, așa cum am spus, nu numai un cinematograf în aer liber, dar această zonă să devină o zonă pentru organizare de evenimente, de festivaluri, de spectacole, care să fie undeva la marginea orașului, cu acces de la șosea, care să atragă, zic eu, și locuitorii din Slobozia, pentru că acolo nu există cinematograf de niciun fel, și chiar și din țară, din alte orașe.